Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Astăzi vom ajunge pe continentul negru, așa cum mai este numit continentul african, unde vom avea o întâlnire virtuală, desigur, cu misionarii noștri prezenți acolo. Este vorba de Marius și Margareta Brădean. Ei sunt misionari din 2016 acolo, nu i-am avut niciodată într-o emisiune, de aceea, ca de obicei, atunci când am misionari pentru prima dată, o să-i întreb despre întoarcerea lor la Dumnezeu. Chiar dacă am aproape 30 de ani de slujire, sunt fascinat totdeauna când aud mărturiile celor care se întorc la Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu lucrează, convinge oameni, îi cheamă la El și nu numai îi cheamă la El, dar îi cheamă și în lucrare. Așadar, Marius și Margareta, bine ați venit în studio, pe calea undelor. Mulțumim! Multă pace și binecuvântare tuturor care ne urmăresc. Ne bucurăm că Dumnezeu a pregătit această oportunitate în care să împărtășim cu fiecare dintre noastre experiențele noastre cu Dumnezeu și experiențele de tot timpul de misiune. Așa vom face în cadrul acestei emisiuni, probabil două emisiuni, că voi sunteți deja de 5 ani de zile pe câmpul de misiune și cred că aveți multe de împărtășit cu noi, dar așa cum menționam, aș dori prima dată să împărtășiți cu telespectatorii modul în care Dumnezeu v-a vorbit, a atins inimile voastre și ați ajuns să îl cunoașteți pe El. Marius, care a fost contextul întoarcerii tale la Domnul? Experiența mea cu Dumnezeu a început în urmă cu mai bine de 20 de ani, când fiind electrician într-o uzină din Reșița, acolo unde locuiam, am avut un accident prin electrocutare, în urma căruia a trebuit să fiu spitalizat aproximativ 10 luni. În primele săptămâni, durerile cauzate de accident au fost atât de mari, încât chiar dacă eu nu cunoșteam pe Dumnezeu atunci, am început să mă rog, am început să caut pe Dumnezeu pentru ca să-mi aline aceste dureri. Și încet, încet, din acel moment, am început să îl caut tot mai mult, să mă apropii de Dumnezeu. După încă câteva luni care au trecut după ieșirea mea din spital, după care eu m-am putut să mă refac, am început să caut un loc unde să găsesc prezența lui Dumnezeu, să simt prezența lui, atingerea lui și să am convingerea că sunt mântuit. Am cunoscut un loc care se numește Biserica Cezarea din Reșița, unde am simțit într-adevăr cercetarea Duhului Sfânt. La sfârșitul anului 2003, în urma unei săptămâni de evanghelizări, în ultima zi, la rugăciunea de chemare, eu mi-am predat viața în mâinile Domnului și în anul următor am luat botezul în apă. Margareta, care a fost experiența întoarcerii tale? Pentru mine a fost mult mai simplu decât pentru Marius. Am mers la biserică, la Biserica Cezarea, împreună cu prietena mea din adolescență. Ea, mergând acolo, a luat botezul și în momentul în care mi-a spus că ia botezul, am zis și m-a invitat să merg, am zis, îți dai seama că nu pot face asta pentru că părinții mei ar zice că tu ai nebunit. Nu mai judeci normal din moment ce tu te duci să te botezi acum, părinții tăi. Am mers cu tine la botez când erai micuță. Și n-am mers la botez la ea, datorită concepțiilor și ale părinților și ale mele. În schimb, peste câteva luni după ce a luat botezul Mirela, așa o cheamă pe sora, am mers cu ea împreună la biserică și am fost copleșită de dragostea lui Dumnezeu, de dragostea oamenilor, de ceea ce vedeam acolo, fiecare cuvânt care îl spunea predicatorul, parcă numai mie îmi vorbea și mă gândeam, n-are cum să mă cunoască omul ăsta pe mine, dar așa era. Și cântările care erau cântate, mi se părea că toate sunt căzute din cer. Nu mai auzisem așa ceva. Mergeam din când în când la Biserica Ortodoxă, dar nu aveam experiențe cu Dumnezeu, pentru că mergeam numai de Paști, de Crăciun. Însă, pot să menționez ceva, când eram așa la 12-13 ani, părinții mei m-au trimis împreună cu fratele meu în satul vecin, pentru că era legat ca și cartier de
locul unde, de cartierul unde locuiam, și ne-a trimis să luăm Paști, cum se procedează în Biserica Ortodoxă. Și am mers acolo, bineînțeles, trebuia să plătim niște bănuți. Nu asta era problema. Eu am mers, am dat bănuții, mi s-au dat pâinica respectivă într-o punguță și am pornit să ies din biserică. Și după aceea mi-am dat seama că toți cei din biserică sărutau tot felul de icoane și asta. Și eu ieșisem deja și am zis, Doamne, dar Tu mă ierți pe mine? Prima rugăciune a mea, cred că era, că eu n-am făcut aceste lucruri care le fac oamenii ăștia, dar știi că nu mi-ar place să pup toate icoanele astea după toți. Și am plecat către casă. Sunt convinsă că a fost prima mea rugăciune adevărată, pentru că trăiam într-o familie unde nici măcar tatăl nostru nu-l învățasem. Deci, în momentul în care am mers la biserică, a fost o schimbare totală în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru asta, că de atunci am mers în continuare în Biserica Cezareea. Am înțeles că Biserica Cezareea a jucat un rol important în viața voastră. Tu, Marius, ai ajuns acolo în urma unui accident care te-a determinat să cauți mai mult rostul existenței tale. Tu, Margareta, ai fost invitată de o prietenă, dar, așa cum ziceai, Dumnezeu pregătea inimile voastre și sufletele voastre cu mult timp înainte. Între timp lucrurile s-au schimbat în Reșița, din acea biserică, Biserica Cezareea, s-a plantat o altă biserică mai mare, Biserica Izvorul Vieții, unde sunteți membri acolo, biserica aceasta este cea care vă trimite, biserica mamă, dar biserica din Cezareea a rămas încă aproape de voi și vă susține. După ce voi ați devenit membri acolo, ați început să vă implicați, să cultivați darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața voastră. Când a început Dumnezeu să vă vorbească clar despre misiune și cum v-a chemat la misiune? Având în vedere faptul că amândoi venim dintr-un context ortodox, dar de creștini nepracticanți, noi am simțit întotdeauna nevoia, dorința de a cunoaște tot mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că eu am început să urmez cursurile unui seminar în acea zonă, un seminar biblic, am terminat aceste cursuri și am simțit că Dumnezeu vrea să mă folosească în slujire. Și am așteptat acest moment în care Dumnezeu să îmi vorbească mie și apoi și soția mea, Marga, ca să ne spună care este direcția în care Dumnezeu vrea să ne folosească. Acest moment a venit după încă câțiva ani, când un misionar de pe câmpul de misiune din Africa a vizitat Biserica Izvorul Vieții. Și în urma acestei mărturii făcute de misionar, noi am fost cercetați cu atât de multă putere de Duhul Sfânt în acel moment, încât am înțeles, am simțit în Duhul nostru, în inima noastră, în cugetul nostru, că Dumnezeu vrea să ne folosească în acest domeniu al vestirii Evangheliei până la marginea Pământului. După câteva luni, Dumnezeu a pregătit oportunitatea ca noi să putem merge pe câmpul de misiune pentru o scurtă perioadă de timp. Cum a lucrat Dumnezeu în inima ta, în inima voastră amândurora? Sau te-a atins Dumnezeu pe tine, Marius, pe tine, Marga? Ați discutat apoi acasă ce ar fi dacă ne-am duce și noi, dacă am căuta o experiență transculturală? Cum s-a întâmplat? Deci, cum să spun despre mine? Cercetarea aceasta pentru misiune a venit cu mult timp înainte față de atunci când am fost puternic impactați. Într-un context eram în Biserica Cezareea și tot un frate din Africa venise și spunea experiențele prin care a trecut, nu este vorba de același frate, și ne-a arătat câteva imagini și am zis, Doamne, binecuvântă-l pe omul ăsta, eu n-aș putea niciodată să trăiesc în condițiile în care a trăit și niciodată să fac atâta efort cât a reușit să facă. Asta era cu mulți ani înainte de a se întâmpla să fim cercetați amândoi, dar Dumnezeu a început să lucreze puternic în inima mea de atunci și mă gândeam, totuși, cum aș putea să slujesc acolo? Sau tot îmi veneau în minte acele imagini și mi-aș și dorit să merg cumva să văd dacă aș putea să rezist în condițiile acelea. Nu știu de ce venea asta în gândul meu, pentru că vreau să stau într-un
loc mai comod, să fiu acasă, să am programul meu, nu să depinzi de alte persoane sau ceva de genul. Și atunci când ne-a impactat pe amândoi, am zis, Marius, după ce mi-a spus că el ar vrea să încercăm asta, să slujim în Africa, am zis, Doamne, îți mulțumesc, tu ai ascultat rugăciunea mea, deși eu nu merit asta. N-aș îndrăzni să-i spun, știi, aș vrea să mergem acolo, pentru că nu chiar n-aș îndrăzni să-l oblig să facă acest pas. Este un pas mare. Dar Dumnezeu, la timpul potrivit, pregătește lucrurile și le face frumoase. Și mulțumim pentru asta. Dumnezeu este Cel care lucrează, care vorbește, care călăuzește. Spuneai, Marius, și tu adăugai de asemenea, Margareta, că veniți dintr-un context de credincioși ortodoxi nepracticanți. Și chiar am fost uimit auzindu-te că nu știați nici măcar Tatăl nostru să-L rostiți. Apoi, după ce v-ați întors la Domnul, ați început să-L cunoașteți pe El și să cunoașteți Cuvântul lui Dumnezeu. Există versete, pasaje din Sfânta Scriptură care au avut un impact mai profund în viețile voastre, texte la care apelați atunci când sunteți în presiune, în încercări, în greutăți și care vă ajută să mergeți mai departe? Eu pot să zic că înainte de a începe lucrarea de misiune, puteam să mă încred mai mult în Dumnezeu și să continui să merg mai departe, având în vedere experiența trăită după acel accident și multa suferință prin care am trecut, am fost sensibilizat de Dumnezeu și față de alți oameni care erau în suferință și acest verset, Filipeni 4:13, tot un Hristos care mă întărește, întotdeauna m-a încurajat să merg mai departe și să împărtășesc și cu alții acest verset, această promisiune a lui Dumnezeu că El ne întărește întotdeauna în orice încercare și este alături de noi. În ce privește perioada dinainte de a merge pe câmpul de misiune pe termen lung și apoi în experiențele noastre aici pe câmpul de misiune, pot să zic că au fost două versete din Isaia care ne-au întărit. Unul este Isaia 6:8, în care Dumnezeu întreabă dacă este cineva care să meargă, să vestească și noi am spus Domnului că suntem pregătiți, suntem aici gata să ne trimită. Iar un al doilea verset este Isaia 55:5, în care Domnul face o promisiune și spune că neamurile vor veni înaintea cărora vor veni să vestească Evanghelia neamurilor. Deci neamurile erau în atenția lui Dumnezeu cu sute de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și ne bucurăm, iată, că la mii de ani distanță de la profeția lui Isaia, noi cei de astăzi putem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și să ducem gloria lui Dumnezeu popoarelor, națiunilor care nu au auzit-o niciodată. Ne-ați spus cum v-a chemat Domnul, cum v-a vorbit despre misiune, cum ați ajuns totuși în Uganda? După ce Dumnezeu a pregătit această oportunitate pentru noi ca să mergem să slujim pentru o perioadă scurtă de timp în Namibia, fiind acolo implicați pe câmpul de misiune și văzând care sunt nevoile, care sunt cerințele și ceea ce trebuie să facă un misionar pe câmpul de misiune, am înțeles după ce ne-am întors acasă că trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim îmbrăcați cu putere, echipați ca să continuăm această lucrare și am înțeles că trebuie să mergem să facem o școală de misiune, să terminăm această pregătire și abia apoi să mergem pe câmpul de misiune. Am mers, am făcut școala de misiune de la Gigea, la Centrul Român de Studii Transculturale, am terminat această școală, iar apoi foarte puțin, curând după aceea, Dumnezeu a pregătit pentru noi o nouă oportunitate în care să mergem din nou în Africa și să slujim oamenilor de aici. Astfel că, după câteva luni, am mers într-o perioadă iarăși scurtă de cercetare acestui loc de misiune în care am venit, în Uganda, iar apoi în 2016 ne-am întors să începem lucrarea noastră de misiune.
În ce fel te-a ajutat, Margareta, școala de misiune? Voi ați înțeles, după prima voastră experiență transculturală de câteva luni în Namibia, că aveți nevoie de instruire. Nu era suficient faptul că erați membri într-o biserică de mulți ani, oameni maturi, ați înțeles că trebuie să vă pregătiți. În ce fel te-a ajutat? Care au fost domeniile din viața ta în care Dumnezeu a trebuit să te dezvolte ca apoi să poți sluji eficient pe câmpul de misiune? În primul rând, școala de misiune m-a ajutat să nu mai am păreri legaliste. Pentru că în mine încă erau păreri legaliste. Și nu știam acest lucru. Deci chiar nu știam, nu înțelegeam cum puneam eu aceste păreri până nu am fost confruntată cu ele. Pentru că așa cum mergeam la biserică zi de zi, era o chestie normală pentru mine. Deci nu era nicio, cum să zic, dificultate pentru mine. Părerile mele legaliste care le aveam bine rădăcinate. Dar școala de misiune m-a ajutat să nu mai am aceste păreri și să înțeleg mai bine că o altă cultură este o altă cultură și trebuie să te adaptezi acolo ca să poți să faci o lucrare de misiune. Și mulțumesc școlii CRST, este o școală foarte bună. Nu știu ce părere au alți oameni, dar noi am făcut școala la o vârstă înaintată și vedeam cu alți ochi, nu cu ochii unor copii. Și este instruire foarte riguroasă, dar bună. Bună. Dacă n-ar fi fost așa instruire riguroasă, nu știm dacă am fi făcut pași în continuare. Mulțumim pentru aceasta, mulțumim tuturor profesorilor care i-am avut, pentru că ne-au învățat lucruri uimitoare pe care nu le poți învăța în biserică, nu ai cum să le înveți. Este ceva fantastic. Îndemn toți tinerii care vor să facă ceva misiune chiar în România, să meargă la școala de misiune chiar dacă e transculturală, îi învață să trăiască în alte contexte decât în care sunt învățați să trăiască. Și este ceva magnific. Da, e bine că ați amintit faptul că ați mers mai târziu la școală. Nu sunteți oameni în vârstă, sunteți maturi. De obicei merg tinerii. Tinerii au mai multă energie, unii dintre ei chiar un spirit aventurier, dar Dumnezeu nu cheamă doar tineri în misiune, cheamă oameni adulți, așezați, care pot să pună la dispoziția lui Dumnezeu partea din viață pe care El le-a mai rânduit-o și să îi slujească Lui cu credincioșie. Și mă bucur că școala v-a ajutat și v-a format, pentru că într-adevăr trebuie să fii pregătit să slujești altor culturi. Noi nu suntem chemați să ducem cultura noastră într-o altă țară, ci să ducem Evanghelia într-o altă țară. Marius, aș dori acum pentru telespectatorii noștri să ne spui un pic despre Uganda, așa niște în linii generale, despre această țară localizată în estul Africii, context politic, religios, populație, ca să putem după aceea să înțelegem mai bine cadrul în care voi slujiți acolo. Da, Uganda se află cumva în mijlocul acestei zone numită Estul Africii, înconjurată de o mulțime de țări care au cumva culturi asemănătoare și închinări asemănătoare. Putem spune că este o țară binecuvântată de Dumnezeu, chiar dacă în momentul respectiv, în prima fază a venirii noastre în Uganda, nu am văzut că este prea dezvoltată, dar am observat cum Dumnezeu lasă binecuvântarea sa peste Uganda și vrea ca să transformă această națiune într-o națiune în care oamenii să se închine, să slujească lui Dumnezeu. Populația țării este undeva între 44 și 45 de milioane în acest moment. În momentul veniei noastre, la început, era sub 40 de milioane, deci este o creștere constantă a populației în Uganda. Dar Dumnezeu binecuvântează națiunea aceasta. Ei au foarte multe resurse minerale, naturale și de aceea acesta
acest aspect a ajutat ca foarte multe proiecte desfășurate, începute de guvern, să meargă mai departe, altele la nivel internațional să fie implementate și în acest moment Uganda este în continuă creștere. Chiar dacă marea majoritate a populației este în condiții de sărăcie, sunt multe probleme, multe nevoi, multe îngrijorări din partea oamenilor obișnuiți care trăiesc mai ales la sate. În orașe lucrurile se dezvoltă, dar zona de nord, aici unde suntem noi, este mult rămasă în urmă. Această națiune, până în urmă cu aproximativ 20 de ani, încă mai erau în partea de nord o mulțime de conflicte, de războaie intertribale și nu numai. Ne bucurăm că începe să propășească această națiune, că tot mai mult vedem că oamenii vor să se apropie de Dumnezeu, să primească cuvântul, vedem că și Dumnezeu se apropie de ei și binecuvântează națiunea aceasta și au descoperit foarte multe resurse în ultimii ani pe care pot să le valorifice și să fie o binecuvântare pentru Uganda. Cred că urmează în următoarele luni un moment foarte important, vor fi alegeri prezidențiale și parlamentare. Oamenii din țara aceasta așteaptă schimbări, așteaptă răspunsuri la întrebările lor de mulți ani în urmă, așteaptă să intervină Dumnezeu în viața lor, în viața acestei națiuni. Și credem și ne rugăm ca Dumnezeu să aleagă în fruntea acestei națiuni oameni care să conducă mai departe destinele acestei națiuni într-un mod cât mai benefic pentru toată lumea. Din punct de vedere religios, cum arată Uganda? Există un mare număr de creștini, sunt anglicani, catolici, evanghelici, cei evanghelici într-un număr mai mic. Aceștia, catolici și anglicanii, prin misionarii lor, au venit cu multă vreme în urmă, de aceea există multe biserici de genul acesta, dar există și un număr destul de mare de musulmani în această țară. Există și hinduși, sunt foarte mulți indieni care au venit să locuiască aici. Prin proiectele foarte multe desfășurate de China în parteneriat cu Uganda, au venit și foarte mulți chinezi. De aceea s-a dezvoltat și budismul, există credința Bahai, există iudaism aici. Am înțeles că sunt niște rămășițe al unui trib din Israel și sunt destul de mulți și oameni care sunt atei, dar foarte mulți dintre cei care locuiesc în Uganda sunt oameni care încă se închină la spirite, practică religia animistă. Îi avem cu noi, stimați telespectatori, pentru cei care ați intrat mai târziu, pe Marius și Margareta Brădean, misionari trimiși de Biserica Izvorul Vieții din Reșița, în Uganda. Au împărtășit cu noi până acum câteva lucruri care țin de chemarea lor, apoi cum au ajuns în Uganda și vrem să continuăm acum să intrăm mai mult în lucrări care țin de slujirea lor acolo și următoarea întrebare pe care vreau să vi-o pun, Marius și Margareta, uitându-vă în urmă la cei 5 ani de experiență, slujire în Uganda, care au fost cele mai uluitoare lucruri pe care le-ați întâlnit în această perioadă, chestiuni care țin de viață, de practicile oamenilor de acolo, care v-au șocat în primii ani după așezarea voastră în Uganda? Cred că cel mai mult ne-au șocat. Deci, în orașe este ok, este curățenie, este apă, electricitate. La sate, în schimb, nu au nici măcar fântâni cu apă potabilă. Foarte mulți încă folosesc apă din gropi sau din pâraie care trec, izvorașe, și care nu sunt foarte curate. Apa aici nu este așa curată ca la noi în țară. Nu înțeleg niciodată de ce, dar așa este. Așa mi-am pus întrebarea și văzând ce fac oamenii, deci ei se duc și spală rufele în râu, apa aceea o preia râu, o duce în altă parte, acolo alte persoane colectează apa în bidoane pentru a o bea.
sau a spăla în continuare, și așa că apa este tot timpul în cursul ei. Și asta ne-a șocat foarte mult, este multă sărăcie și mizerie și mai un lucru care ne este încă greu să-l acceptăm, unii ugandezi au mai multe soții, deși nu pot să întrețină familia și să-și ducă copiii la școală sau ceva de genul acesta, nu sunt capabili să le ofere condiții, dar își au mai multe soții. Ce nu am putut înțelege în prima fază, mi s-a părut ca și cum ar fi un troc, își cumpără soțiile, deci plătesc ceva bani sau animale pentru ele și eu am zis, nu se poate, că doar nu este o marfă, o femeie, nu, dacă și ea soțul. Și acum am început să înțelegem, așa trăiesc de ani de zile și nu au putut încă renunța la aceste lucruri. Și încă un lucru care, chiar dacă sunt creștini și merg la biserică, nu renunță la vrăjitorie. Este un lucru foarte greu acesta, pentru că am văzut oameni care sunt religioși, putem spune așa, pentru că merg la biserica anglicană sau catolică, și după aceea ei merg la vrăjitori că nu le ascultă Dumnezeu rugăciunea instant și merg acolo să-și rezolve problema. Și pentru asta fac jertfe animale, au anumite locuri unde fac aceste ritualuri. Acestea sunt încă lucruri peste care cu greu putem trece, așteptăm intervenția Duhului Sfânt ca să atingă mințile oamenilor, să renunțe la aceste practici idolatre. Deci dacă, revenind la România, aici există un creștinism nominal și voi ați fost parte din familii de creștini nepracticante, acolo găsiți un alt tip de creștinism amestecat cu religii păgâne, cu vrăjitorie și nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Sfânt ca oamenii aceștia să fie scoși cu totul din acest stil de viață, ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și însușească valorile împărăției. Ce faceți voi ca să-i ajutați pe oameni să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu? La început aș vrea foarte pe scurt să amintiți câteva proiecte principale în care sunteți implicați și apoi le vom lua așa pe rând și să vedem ce înseamnă ele și cum slujiți în aceste proiecte. Încă de la început, de când am sosit aici în Arua, în Uganda, venind să lucrăm în parteneriat cu Pentecostal Assemblies of God, biserica de aici din Arua, am hotărât împreună că există mai multe aspecte care trebuie atinse și care trebuie dezvoltate. Părtășia noastră cu frații din biserică și tot ceea ce am considerat că trebuie dezvoltat ca proiect în biserica din Arua și în oraș, apoi fiind foarte implicați și biserica din Arua fiind implicată în slujire prin ajutorare în taberele de refugiați, am considerat la început că trebuie să ne implicăm foarte mult acolo, să plantăm biserici, să evangelizăm toți oamenii, toate triburile, sunt foarte multe sate de refugiați, fie congolezi sau sudanezi sau alte națiuni, nu foarte departe de Arua, și am făcut acest lucru împreună cu frații noștri din biserica din Arua. Am ajutat de asemenea cu alimente, cu non-alimente și cu medicamente pe cei din tabere, iar în momentul în care s-a restrâns într-un anumit fel din motive de securitate, activitatea anumitor biserici și anumitor organizații în tabără, am început să ne implicăm tot mai mult în oraș și în mod deosebit în satele din împrejurimele orașului Arua, unde am ajutat diferite comunități, am intrat în mijlocul lor prin săparea de fântâni, prin ajutorarea lor cu hrană, cu alimente, cu non-alimente, cu haine, ce am putut să asigurăm în acel moment. Și apoi în fiecare sat în care am reușit să intrăm în acea comunitate cu ajutorul și acceptul lor, am început să facem evanghelizări, să plantăm biserici. Și dintre cei care și-au predat viața în mâinile Domnului, am început să ieși ucenicizăm. Da. Margareta,
Tu îl însoțești pe Marius în aceste activități, acțiuni sau ai lucrări pe care Dumnezeu le-a pus și pe inima ta? Deci sunt cu Marius în toate activitățile în care mergem, pentru că mergem împreună cu cei din biserică, deci facem totul bine planificat. De aceea unele lucruri nu se fac la timpul la care noi am vrea, pentru că suntem în Africa și lucrăm acolo, cum să zic, eu m-am implicat cu femeile, cu copii, Marius cu bărbații și tinerii și împreună cu surorile din biserică și cu frații din biserică de aici. Deși biserica noastră este biserică micuță, înainte erau în jur de 50 de persoane, acum sunt sub 35 pentru că este COVID și oamenii au plecat, n-au avut ce să se mai întrețină și au plecat în locurile de unde au venit. Și așa s-a scăzut numărul și celor cu care putem merge să slujim în locurile acestea, pe sate. Dar mulțumim Domnului, o biserică așa micuță a reușit să facă pași mari. În tabăra de refugiați sunt trei biserici plantate care au oameni care se ocupă de ei acum. Cât mai sunt acolo, deci sunt persoane care se ocupă de ei. Și aici în sate, la fel, deci este slujire sub pom. Putem spune, de foarte multe ori am mers, deși a fost ploaie sau foarte mult soare, am mers împreună, slujirea era sub pom pentru că n-aveam o clădire sau un adăpost. Mulțumim Domnului pentru că în satul Panduru s-a făcut o biserică și acolo este, toate lucrurile merg foarte, cum să zic, în linie, foarte bine. Dar acum vă poate spune Marius mai multe detalii despre toate celelalte. Da, o să ne întoarcem la aceste proiecte amintite de voi și într-adevăr și eu sunt pe de o parte uimit, dar în același timp încurajat să aflu că o biserică atât de mică cu 30-35 de membri este atât de activă și de implicată în proiecte. Amintesc telespectatorilor că localitatea Arua se află undeva în partea de nord a Ugandei, nu-i așa, aproape de granița cu Sudanul. Și voi ați amintit, Marius, că v-ați implicat aici în lucrarea cu refugiații. De altfel, vreau să le spun telespectatorilor că în luna decembrie, de fapt suntem în luna decembrie, trebuie să vă și spun, 2020, voi veți apărea cu un articol în revista Noi Frontiere în care se va spune câte ceva despre lucrarea pe care o faceți acolo și se va dezvolta în această revistă lucrarea pe care o faceți acolo. Vor fi mai multe elemente legate de religiile pe care le întâlniți și mai ales despre animism. Dar vorbind acum de taberele de refugiați, ce fel de refugiați sunt, Marius, acolo? De unde vin ei? Cum au ajuns acolo și cum le slujiți? Să ne oprim acum la refugiați și la aceste biserici pe care ați amintit că le aveți acolo și slujirea voastră din taberele de refugiați. Cel mai mare număr de refugiați care se află aici în zona West Nile, există undeva la 8-9 tabere de refugiați și am auzit că în ultima vreme numărul lor a crescut pentru că unele mai mari au fost împărțite în zone mai mici ca să poată fi mai bine organizate. Deci, cum spunea, cel mai mare număr este din Sudanul de Sud, iar apoi următoarea țară care are un număr mare de refugiați este Republica Congo, la vest. Ei vin aici datorită conflictelor care apar între triburile importante din țările lor, triburi care de multe ori se duc la extrem, sunt sate, în Sudanul de Sud există Dinka și Nuer, în care unii din ei merg și ocupă și efectiv distrug toată populația din celălalt sat. Deci acesta este motivul principal pentru care cei care rămân în viață, care
suferă aceste traume în viața lor, vor să scape viața, să vină aici. Uganda a avut de mulți ani în urmă mâinile, brațele deschise pentru acești refugiați și i-a ajutat ca să vină aici, să se așeze, i-a ajutat cu alimente, cu non-alimente, cu tot felul de lucruri strict necesare pentru a-și continua viața în aceste locuri. Biserica noastră, chiar înainte de a veni noi aici, prin activitățile de dezvoltare socială, de ajutorare, fie în mijlocul triburilor lor ugandeze, fie în mijlocul triburilor venite din țările învecinate celor care sunt refugiați, pentru că aceste zone trebuie găsită o soluție de împăcare între localnici și cei care vin să locuiască acolo, au fost implicați, au venit să ajute, au venit să se roage, au venit să vestească Evanghelia. În momentul în care noi am ajuns aici, am putut să ducem tot mai departe această lucrare și împreună cu frații noștri am putut în timp să plantăm mai multe biserici în această zonă, în mod deosebit în tabăra Rhino Camp, care este una din cele mai mari. Am mers acolo, am vestit Evanghelia în mai multe zile, împreună cu păstorii, cu liderii, cu alți oameni care au venit să se alăture nouă în această lucrare. Am dăruit Biblie, am dăruit literatură creștină și în timp s-au plantat biserici și acum au slujitori care sunt pregătiți și continuă să facă această slujire pentru toți refugiații din tabără. Și ce faci tu, Margareta, când mergeți o echipă mai mare în aceste tabere de refugiați, care sunt cele mai mari nevoi pe care le observați acolo și pe care încercați să le împliniți? Cele mai mari nevoi sunt consiliere acum. Oamenii aceștia au venit din locurile din care au plecat traumatizați. Traumatizați datorită faptului că efectiv au fugit din fața unui măcel. Erau uciși. Și au venit împreună cu copii, cum pleci de acasă fără nimic. Și au venit traumatizați pentru că unii dintre ei aveau situații în țara lor destul de bune, erau, alții erau cu școli, erau profesori sau ceva de genul ăsta, dar au trebuit să plece fără să se uite înapoi decât să-și scape viața. Și acest lucru i-a traumatizat. Acești oameni tot timpul au nevoie de consiliere, tot timpul să te rogi cu ei și să-i asculți. Cel mai mult să-i asculți, pentru că ei vor să se descarce, să povestească prin ce au trecut și unii vor să progreseze. Dar sunt anumite nivele pe care nu le pot depăși singuri. Chiar au nevoie de rugăciune. Și împreună cu surorile putem spune că Dumnezeu lucrează și îi cercetează, îi ajută să treacă peste aceste situații. Acolo, în tabără, sunt foarte mulți copii, ca și în Uganda, de altfel. Sunt foarte, foarte mulți copii care au rămas singuri, rudele i-au luat cu ei și trebuie, într-un fel sau altul, să se îngrijească de ei. Și tot timpul când îi vezi pe copiii aceștia, ei zâmbesc și pe noi ne uimesc lucrurile astea. La noi un copil se uită strâmb dacă nu te duci să-i dai ceva, dar copiii ăștia tot timpul sunt cu zâmbetul pe buze, umplu inima de bucurie de-a dreptul când ești în prezența lor, deși nu au nimic. Trăiesc în condiții foarte, foarte grele. Altădată, în tabără, când am mers, nu aveau apă de 2 zile, pentru că primeau apă cu cisterna și se umpleau un tank mare și de acolo erau bidoanele puse la rând ca să poată să-și ia porția zilnică de apă. Și m-am gândit ce merităm, de ce merităm noi mai mult decât ei, pentru că sunt niște condiții drastice, să nu ai 2 zile apă, deci de spălat nici nu se pune problema, deci era apa necesară vieții și nu aveau. Aveau câte ceva acasă, câte un pic, ca să poată mai să bee. Dar condiții de igienă foarte grele, foarte grele.
Și ca și femeie, ți este mult mai greu să trăiești în condiții, în astfel de condiții. Ca și bărbat, probabil este mult mai simplu. Dar ca și femeie, era o durere pentru mine să văd acele femei cum se chinuie, efectiv se chinuie. Și pot să ajuți o parte dintre ei, dar nu pe toți. Și la toți trebuie să-i ajuți să aibă speranță. Să aibă speranță în Dumnezeu, că Dumnezeu rezolvă toate lucrurile și într-o vreme Dumnezeu îi va ajuta să întoarcă în locurile bune în care au trăit în țara lor sau să-și facă un locșor al lor aici în Uganda. Și Dumnezeu lucrează în privința asta. Foarte mulți dintre ei au reușit să locuiască, nu foarte, foarte mulți, dar mulți dintre ei au reușit să locuiască în satele de ugandezi și conviețuiesc împreună. Este ok. Mulți nu se pot adapta pentru că au spiritul acela războinic și aceasta a dus la mari conflicte, știți? Dar lucrurile încet, încet încep să funcționeze și Dumnezeu a deschis căi să fie cunoscut de ei. Asta a fost cel mai important lucru. Deci chiar a deschis o cale ca oamenii aceștia să-L caute pe Dumnezeu. Și am fost surprins și am mers în tabără, deci ne-am strâns sub un pom sau sub un adăpost temporat. Și n-a fost nicio problemă pentru nimeni să stea pe jos sau în picioare și să aducă slavă Domnului. Și ești uimit de câtă dragoste, câtă dăruire au când încep să cânte sau să se roage. Îmi doresc acest lucru pentru frații noștri români. Chiar îmi doresc. E ca și cum ai vedea ceva ce te mișcă. Și mulțumim Domnului pentru asta. Asta e și pentru noi o încurajare că acești oameni îl cunosc pe Dumnezeu și se bucură împreună cu Dumnezeu. Ca să vă dați și dumneavoastră seama, stimați telespectatori, cum arată o tabără și o lucrare într-o astfel de tabără, aș vrea să urmărim un scurt filmuleț. Revenim, suntem împreună cu Marius și Margareta, slujitori ai Domnului în Uganda. Timpul a trecut atât de repede pentru această primă emisiune și o să mai facem una, dar legat de lucrarea din tabere, Marius și Margareta, pentru telespectatorii noștri, care ar fi motivele de rugăciune pe care ei ar trebui să le înalțe înaintea lui Dumnezeu pentru voi și pentru oamenii de acolo pentru o lucrare mai eficientă, să îi motivăm pe cei care sunt aici acasă, departe, așa cum ziceai tu, Margareta, dar care trăiesc în condiții inimaginabile de bune în comparație cu cei de acolo, pe de o parte să fie mulțumitor, dar pe de altă parte să fie alături de voi și de cei care slujiți acolo. Deci un motiv de rugăciune ar fi ca acești oameni toți acești oameni să-și capete speranța, cei care încă nu au. Speranța că Dumnezeu încă iubește
și ei pot să depășească toate aceste bariere care s-au pus în fața lor. Ei au văzut ca un obstacol venirea lor în Uganda. Este greu de imaginat pentru cineva care n-a trecut printr-un război sau printr-un atac din acesta. Greu de imaginat a fost și pentru noi, dar am înțeles, oamenii aceștia sunt traumatizați. Deci, ca motiv de rugăciune, să fie eliberați de sub posesia acestei frici. Ei aveau frici și când se săpa o toaletă undeva, pentru că cei care îi ucideau, mai întâi săpau un șanț și după aceea mergeau și îi aruncau pe toți acolo după ce îi ucideau. Deci, în momentul în care vedeau acest lucru, deja erau traumatizați. Noi trebuie să ne oprim aici pentru că timpul alocat acestei prime emisiuni a trecut. I-am avut cu noi pe Marius și Margareta, misionari în Uganda, să ne rugăm pentru ei, pentru aceste nevoi pe care le-au împărtășit din aceste tabere de refugiați din partea de nord a Sudanului, să ne rugăm pentru oamenii de acolo, dar de asemenea să ne rugăm pentru cei care se duc acolo, să le ducă vestea bună. Și dacă vreți să aflați mai multe despre slujirea lor și lucrarea lor în Uganda, vă aștept săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Fiți binecuvântați!